Salut, dragilor, ce mai faceți voi? Sper că ați avut o săptămână minunată. Astăzi fiind vineri, ultimul clip de săptămâna asta, am zis să fie ceva mai special și am adunat eu măștile ciudate pe care le-am testat în ultimul timp. Le-am strâns într-un clip. De fiecare dată când testam o mască, am filmat și v-am împărtășit prima impresie referitoare la masca respectivă. Așa că astăzi avem un cumul de clipulețe care vor da naștere testez măști ciudate numărul 2. Vă las în continuare așa, da? Cu ce am mai testat eu în materie de măști în ultimul timp. Am ieșit de la baie să-și observă, cred, și voi testa astăzi masca asta. E una din cele mai ciudate măști pe care le voi testa în clipul de astăzi. Este din colecția Pretty Animals de la Mask Bar. Ceva de genul și v-ați dat seama, e o mască maimuță, o mască nutritivă. Așa că o să-i dau o porție de nutriție, între ghilimele, feței mele în seara asta. Cu testul de astăzi, sper să mă vedeți bine și să ignorați cocălăul. Dar așa e după baie. Oh, miroase chiar super mișto. Hai să vă arăt și vouă cum arată interiorul. Ca la orice mască tip șervețel, pentru că este o mască tip șervet. Și hai să scot, deci o să vedeți astăzi pe Elena maimuță. Bine, ea e maimuță tot timpul, dar astăzi și mai și. O să desfac masca, ok, se desface foarte ușor. E un șervețel foarte subțire, aproape transparent, îmbibat cu un lichid, vedeți? Și mi se pare mie mititel pentru fața mea, da, vedem noi. Cam așa arată și în față și în spate arată la fel. Miroase foarte, foarte drăguț și hai să îmi aplic masca. V-am zis eu că e una din cele mai ciudate pe care le voi testa în clipul de astăzi. Mie de-abia îmi încap ochii, dar e ok. Trebuie să stau cu masca asta, imediat vă spun. Cred eu că 15 minute. E plină, plină, plină de lichid din ăla. Și mă deranjează puțin la ochi, v-am spus, pentru că orificiile de la ochi sunt puțin cam mici. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Nici gură n-are maimuța asta. Bun, maimuța vă pupă, vă vede în 15 minute, 20 de minute. Cam așa arată masca, a început să se usuce puțin pe aici, dar încă mai are lichid din ăla. Se simte foarte, foarte ok. Gata, e dată jos și uitați-vă ce... Îmi place foarte, foarte mult ceea ce văd. Foarte hidratată fața, ignorați petele, știți că am trecut printr-o perioadă mai dificilă. Cam așa arată masca după utilizare. Vedeți că încă mai are lichid din ăla în ea, nu s-a uscat în totalitate și am stat 20 de minute cu ea pe față. Pe aici, prin partea asta de jos, parcă s-a uscat puțin, dar în rest e încă umedă. Dar ca idee să știți că masca chiar mi-a plăcut. Singurul minus al acestei măști este că are orificiile pentru gură și pentru ochi și pentru nas foarte, foarte micuțe, cam pe fața asiaticelor. Dar în schimb e o mască foarte mișto, chiar îmi place senzația pe care mi-a lăsat-o pe față. O să o mai testez cu alte ocazii, dar poate altă dată îmi iau și cu alte fețe, gen purcușor, văcuță, ceva de genul. Bun, vă las cu următorul test. Ăsta mi-a plăcut. Like pentru masca maimuță. Astăzi voi testa o mască de peeling, peel off, și e ciudățică pentru că e argintie și parcă ar avea ea ceva particule sclipicioase din ceea ce vedem pe ambalaj. Spune că trebuie să stăm cu ea 15 minute, după care se ia așa, se jupoaie. Este de la IDK Institute Beauty Skin Care, marca asta, nu știu dacă vă sună. Eu am cumpărat-o din Druni, eu doar ce mi-am făcut baie, deci am porii deschiși. Moment potrivit pentru aplicarea acestei măști. Pare să fie așa o mască ușor fluidă, ceva de genul. Ia să vedem, am desfăcut-o deja. Ok. Miroase foarte fresh, iar ea arată cam așa în ambalaj. Tipica mască de peeling, numai că e foarte... și că ar fi aici ceva metal, nu știu. Nu are sclipici, după câte observ. Ok, textura ei e ceva de genul. Și hai să o aplic pe față, să vedem. Ok, vedeți ce lipicioasă este? În general, măștile de peeling nu sunt așa de lipicioase. De fapt, nu au textura asta. O să o aplic pe toată fața, oricum. Și o voi lăsa 15 minute să-și facă treaba, iar după o să vedem cum se jupoaie. Ce nu-mi place e că se întinde așa peste tot, vedeți? Ah, chestia asta o urăsc la măști, să se întindă, să se... Ah, dar în fine, asta e.
Oricum, sunt o minunată. Nu arată absolut deloc ca pe ambalaj, pe fața mea. E ușor transparentă, o vedeți? Așa că are un punct negativ de la mine. Acum să vedem cum extrage punctele și alte năbădări. Cam așa arată pe ambalaj și așa arată pe fața mea odată aplicată. Nu prea seamănă, nu-i așa? Și gândiți-vă că am aplicat tot plicul pe față. Da, ne vedem în 15 minute să vedem și rezultatul, cum îmi rămâne fața după și cum arată masca după 15 minute. Vă mai aduceți aminte de omul din Ikea? Îl aveți aici prezent astăzi. Deci nu mă pot mișca. Faza e că masca asta mi-a strâns de tare fața că nu pot vorbi. Așa că am zis să o dau jos. Au trecut cele 15 minute, ba chiar mai mult. S-a uscat în întregime și hai să o dau jos. Dați să vă arăt înainte cum arată. Acum arată ca în imagine. Oh, doare! Oh my god! Până acum nici o mască de piele nu m-a durut ca asta. Oh, doare! Ok. Am să o rup. Super mega curată. Îmi place mult. Oh, doare! Oh my god! Deci v-am spus până acum, în general, măștile astea peel off niciodată nu m-au durut. Asta doare groaznic. Oh, îmi dau lacrimile. Ia să dăm pe nas. Ia să vedeți. Oh my god! Doare tare, dar smulge. Doare tare, dar... Oh, Doamne ferește! Deci până acum în viața mea nu a durut o mască atât de tare cum a durut asta. Nu o să recumpăr masca asta, clar. Am alte măști de peel-off care funcționează mult mai bine. Partea asta încă nu s-a uscat în întregime, așa că o să o las. Ia să dezvoi aici. Mi-e și frică să trag. Doare, oh my god. Deci clar masca asta nu se mai recumpără și nici nu mi-a plăcut experiența cu ea. Plus că la început ustura așa puțin, nu era ceva groaznic. Important e că mi-a lăsat fața, uitați-vă și voi. Super mega curată. Aș vrea să suce și partea asta ca să o pot da jos, iar după mă spăl, dar vă spun că nu mai o să repet experiența cu masca asta. Doare groaznic, deci e groaznică durerea. Zici că mă dau cu ceară pe toată fața. Nu o să mai existe o a doua oportunitate. Hai să vedem următoarea mască, ce va fi. Vreau să testez două măști și am zis să deschid și camera să vă arăt și vouă despre ce este vorba. Am o mască ciudățică pentru zona ochilor și o mască tot așa ciudățică pentru zona buzelor. Așa că integrăm și aceste două măști în faimosul clip. Testăm măști. Ok, am deschis prima mască care este pentru zona ochilor și am fața curată, pregătită pentru mască, bine, pentru măști. Și unde sunt măștile? Ok, au căzut pe aici. Mi se pare absolut genial și minunat. Măștile ar fi trebuit să vină acolo, dar au rămas în plic, pur și simplu. Mi se pare foarte drăguț. Ok, așa arată masca. E foarte jelly-jelly și plină de sclipici. Ia uitați-o. Asta dacă ar vrea să dea focus camera. Ia uitați-o ce drăguță este. Ia să vedem cum o aplic eu. Prima este aplicată, dar nu știu dacă observați, se descompune treaba, adică se rupe. Ia să vedem și a doua, pe unde s-a ascuns pe aici prin plic. Nu v-am spus, asta este de la Hollywood Skin și a venit în calendarul advent pe care l-am deschis noi în tot vlogmasul în decembrie. Ok, și asta este pusă. Oh, ce drăguță e, super așa sclipi-sclipi. Masca asta o găsiți în Douglas și este de la marca Hollywood Skin. Trebuie lăsat în jur la 10-15 minute și e super mega drăguț. O lăsăm aici să vedem cum funcționează. Spune că dă așa un aer super fresh zonei ochilor, adică ceva instant. Masca pentru buze nu este tipica mască gelatinoasă pe care am mai testat-o noi într-un clip, ci pare să fie o mască șervețel din instrucțiunile de utilizare. Așa că o deschidem și vedem despre ce este vorba. Este o mască coreană și cred că și pe ea o puteți găsi tot în Douglas. Trebuie să stăm cu ea, adică eu să stau cu ea în jur la 15 minute și ea. Așa că 15 minute de relaxare. Ok, și din asta a sărit o grămadă de apă. Hello, ce se întâmplă cu măștile astea? Ia să vedem. O scoatem și pe ea de aici.
Arată cam așa. Serios, e numai asta sau mai e ceva înăuntru? Nu, nu mai este absolut nimic înăuntru. Asta este masca. Trebuie să dau hârtia jos. Acum încolo nu o să mai vorbesc, ne vedem deci peste 15 minute. Să dau hârtiile acestea jos. Vedeți? Și este siliconat așa puțin, are un fel de, nu știu, e senzația așa siliconată, gelatină, ceva de genul. O aplic și ne vedem peste 15 minute cu știri noi. Masca pentru buze pur și simplu s-a transformat și același lucru se întâmplă și în partea ochilor. O să dau jos, să vedem ce și cum. E super interesant, mi-a lăsat toată partea asta super hidratată. O să-i dau un like măștii pentru buze, chiar mi-a plăcut experiența cu ambele și faza e că niciuna dintre ele nu am simțit senzații ciudate precum usturime sau mâncărime, așa că e totul de bine. Buzele super hidratate, cred că e perfectă masca asta pentru sezonul rece și hai să vedem și masca pentru ochi, ce și cum, o să mă dau puțin mai aproape. Oh my god, pur și simplu am o privire mai odihnită, cel puțin așa mi se pare mie după purtarea măștii siliconate sclipicioase în partea ochilor. Am și particule de sclipici pe față, deci ce mai îmi doresc de la viață? Cam aceeași treabă și cu celălalt ochi. Privirea super odihnită. Am să dau like ambelor măști pentru că ambele măști au funcționat chiar foarte, foarte bine. Mi-au plăcut, le mai testăm, le voi recumpăra cu siguranță. Era cât pe ce să uit să filmez. Vreau să îmi pun două măști astăzi, una pentru mâini și una pentru ochi. Am privirea destul de obosită, cel puțin zona cearcănelor e Terminator, așa că o să îmi pun masca asta înainte de make-up, pentru că urmează să mă machiez și datorită faptului că am mâinile, nu știu, în ultimul timp super uscate, am decis să folosesc masca asta. Amândouă sunt de la Blink Pop, așa că hai să vedem cum arată masca asta. E destul de nebună, ciudățică, stați așa că n-aș vrea să rup totuși masca. Astea când deschizi plicul măștii, pur și simplu cade tot lichidul dinăuntru. Cam așa arată masca. Mă gândeam că o să fie, nu știu, oarecum mai ciudată. Ambalajul acestor măști este super wow, dar masca în sine nu. Hai să-mi aplic năbădaia. Oh my god, ce rece este. Asta este dezavantajul. Un dezavantaj atunci când îți pui măști iarna, sunt super mega reci. Ok, o să lăsăm masca. Trebuie lăsată masca între 15 și 20 de minute. Sunt zoro, nu-i așa? Ok, hai să trecem și la următoarea pe care mă voi aplica pe mâini. E un fel de mănușă. Plicul, iarăși, este super drăguț, super frumos. Să vedem ce și cum despre mască. Cum am spus eu până acum cu astea de la Blink Pop, cum stă treaba. Deschid năbădaia. Am rupt mănușa. Ok, like, 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 vă îndeamnă. Cum stă treaba aici? Ok, miroase super bine treaba. Cocos, oh my god, ce bine miroase. Și, ok, sunt niște mănuși pe bune. Oh my god, mă gândeam că va fi ceva tip șervețel, dar pare să fie mănușă. Bună regulă. Desfac cele două mănuși. Oh my god, a început să mă usture puțin treaba asta la ochi, nu-mi place. Și ia să vedem, băi, faza e că miroase super mega bine, deci pur și simplu miroase a cocos. Oh my god. Hai să băgăm mâinile, ce mai stăm. E mișto că poți să faci și treabă în același timp, de exemplu, să stai pe calculator, să stingi o cameră. În cazul meu să știți că e de bine. Oh my god, e treaba impregnată cu ceva înăuntru, e ceva lichid. Și nebunia asta cred eu că este pentru a lipi mănușa și a sta cât mai strâns. Asta dacă reușesc, evident. Aici am reușit. Ia să închidem noi mănușa. Să vedem ce și... Imediat după o să vă arăt cum arată mâinile mele. Am uitat să vă arăt cum arătau înainte. Era destul de... Da, așa, cu cine lipește nebunia asta? Ok, am reușit. Înainte erau super uscate, ca să faceți o idee. Să vedem cum stă treaba. Cu astea trebuie să stau în jur de 10-20 de minute, deci mă duc la laptop, lucrez puțin, în timp ce măștile cu pricina își fac treaba.
Ne auzim imediat. Nu era dor de Zoro. Am revenit. Au trecut cele 15 minute și vreau să vă spun, de fapt, au trecut mai mult de 15 minute. Vreau să vă spun că nu mă mai ustură masca. A fost ceva deranjant puțin la început, dar după imediat a revenit treaba la normal. În schimb, mânușile îmi plac de nu mai pot. Deci pur și simplu îmi plac la nebunie, pentru că în timp ce am masca pusă pe mâini, pot să fac chestii și asta este minunat. Acum să vedem ce efect au avut asupra mâinilor mele și voi lua o decizie dacă mai o recumpăr sau nu. Prima și prima oară voi da masca jos de la ochi. Efectul măștii nu pot să zic că este unul foarte extraordinar, minunat, și nu mă bate gândul să o recumpăr pentru că nu mi se pare chiar extraordinară și minunată. Hai să vedem, să treaba și cu mânușile. Ok, hai să văd cum le dau jos, cam greu de dat jos. Apropo, nu au curs pe aici, foarte mișto sistemul ăsta de lipici. Faza e că e foarte greu de dat jos acum, trebuie să rup mânușa pur și simplu. Pentru că lipiciul ăsta e foarte rezistent, așa că am rupt mânușa. Hai să vedem la prima mână cum arată treaba. Vedeți că e ceva spumă? Miroase genial, fraților. A cocos miroase toată treaba asta. Oh my god, ce mișto e nebunia asta. Ia să vedem partea cealaltă cum stă treaba. Și aici va trebui să rup mânușa, evident. Ce bine miroase. Deci treaba asta miroase extraordinar. Vreau să vă spun că această mască o voi recumpăra. Mi se pare super mega hidratantă și miroase. Miroase într-un fel extraordinar. Deci masca pentru ochi nu se mai recumpără. Nu mi-a plăcut experiența cu ea. Mai ales că a fost așa ușor deranjantă la început. Dar masca pentru mâini o voi recumpăra cu siguranță. Acum cred eu că rămâne mult, prea mult rezid pe mână. Și nu pot lucra cu treaba asta. Nu e ca o cremă hidratantă care intră în piele, vedeți? Așa că fug la baie, mă spăl pe mâini și continui cu viața mea minunată. Astăzi vreau să testez masca asta pentru unghii, dat fiind că unghiile mele arată hideos rău de tot, adică sunt tăiate, vai de capul lor. Am făcut curățenie pe la baie și pe la bucătărie și cam așa arată mâinile mele după experiența asta minunată și am zis să pun în practică nebuniile astea. Și dat fiind că este o mască destul de ciudată, de fapt, nu știu, n-am mai văzut, n-am mai știut că există nebunia asta de mască special făcută pentru unghi, am zis să bag în clipul de astăzi să filmez procesul și zic să-i dăm bătaie să vedem cum arată în interior, pentru că și eu sunt foarte, foarte curioasă. Ia să vedem. Ok, sunt niște... Sunt ca niște mânuși doar pentru unghi. Sincer, mă așteptam la altceva, dar se pare că sunt niște mănuși. Poți să le și tai și miros a cocos. Oh my god, miros exact ca masca aia pentru mâini pe care am testat-o tot în clipul ăsta. Deci exact ca aia miroase. Și zic eu să-mi introduc degețelele. Oh my god, sunt atât de super și miros genial. Și faza interesantă este, la fel ca și cu masca pentru mâini, că poți să faci chestii între timp. De exemplu, poți să stai la calculator să lucrezi. Masca trebuie ținută în jur la... Opa, aici intră cam greu, deci dacă aveți degetele cam groase, s-ar putea să nu funcționeze. Aici, la degetul mare, cam greu a intrat. Cu masca voi sta, după cum v-am spus, 15-20 de minute și revin după aia. Hai să vă arăt cum arată unghiile mele înainte. Și o să vă arăt și cum arată ele după. Într-un final am reușit să-mi bag toate degețelele și cam așa arată masca pentru unghi. Revin cu impresii după 20 de minute, ceva de gen. Hai să vedem cum stă treaba cu această mască. O să o dau jos, au trecut cele 20 de minute. Rămâne ceva rezid, vedeți? E exact ca masca aia pentru întreaga mână, numai că asta e special pentru unghi. Eu, sinceră să fiu, data viitoare o să cumpăr masca pentru mâini, pentru care are același efect și miroase la fel, este exact la fel ca asta, numai că asta e doar pentru unghi chipurile. E aceeași treabă, numai că una măcar îți hidratează întreaga mână. Cam așa au rămas unghiuțele mele după. A rămas rezidul ăsta pe care îl voi folosi ca un fel de cremă hidratantă pentru întreaga mână. Miroase aici cocos, deci vine să nebunești.
A hidratat destul de bine zona asta, care era foarte uscată la mine, deci în principiu e mișto masca, dar v-am zis, prefer să iau masca pentru întreaga mână, pentru că are cam același preț și măcar hidratează toată mâna. O să-i dau oricum un like pentru că a fost interesantă și mișto, chiar mi-a plăcut. Ei bine, dragii mei, și ăsta a fost clipul de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți, like și coment care a fost masca voastră favorită din clipul de astăzi. Și bineînțeles, ce măști ciudate ați mai testat voi în ultimul timp, m-ar interesa tare, tare mult. Noi ne vedem, dragii mei, luni la 7:30, dar până atunci nu uitați că mă găsiți pe Instagram și Facebook, unde de altfel postez lucruri super, super drăguțe în fiecare zi. În continuare, pe aici vă voi lăsa cu alte clipuri de ale mele, care sper să vă placă la fel de mult ca acesta. Vă pupăcesc extrem, dragii mei, weekend plăcut, ne vedem luni! Pa, pa!